Botoșani Ancar putea rămâne cu sechele pe viață din cauza loviturii. Martorii au sunat imediat la 112, iar la fața locului a ajuns o ambulanță care a transportat victima la spital. În zona au ajuns pompierii și polițiștii. Imobilul a fost împrejmuit, iar salvatorii au acționat cu auto special cu scară pentru a îndepărta bucățile de tencuială care ar fi putut oricând să facă noi victime. Oamenii legii au deschis o anchetă.